Fiecare epocă artistică și-a făurit tipul său uman, proporția sa. Așa declara artistul plastic Hans Matthijs Teutsch. O expoziție inedită aici, la Muzeul Național de Artă, a fost inaugurată de curând. Expoziția reunește 34 de lucrări de artă plastică din colecția Muzeului de Artă Brașov, semnate Hans Matthijs Teutsch. 10 linogravuri, 9 acuarele, 4 pasteluri, 8 lucrări de statuarie mică și 3 picturi de chevalet. Este un artist al avangardei românești, care s-a manifestat în modul cel mai serios în pictura de avangardă. Un artist cu o individualitate foarte vizibilă, a menționat Tudor Zbârnea. Matthijs Teutsch este mai puțin cunoscut în spațiul nostru, dar el este un artist reprezentant al avangardei Europei Centrale. Și nu numai, pentru că Matthijs Teutsch a expus alături de Arhipenko, alături de Paul Klee, Marc Chagall. Deci este un pictor care a experimentat și a mers în pas cu tendințele vremii. Sigur, se întrevăd influențe ale pictorului abstracționist Kandinsky, dar el și-a găsit propria cale de dezvoltare a demersului artistic. Este o expoziție restrânsă numeric, dar extinsă pe un parcurs destul de mare a demersului artistic. Matthijs Teutsch este o expoziție adusă de la Muzeul de Artă din Brașov, fiind născut la Brașov, școlit la Budapesta, după aceea la München, a stat o vreme la Paris, a activat în mediul artistic foarte adecvat și foarte favorabil unui artist în dezvoltare, revenit la București, a avut o perioadă în care nu a activat, când s-a retras cu totul din viața publică, din 33 până în 44, a fost o perioadă mai grea, perioada unor mișcări naziste, după care a revenit și, sigur, o anumită perioadă a fost contestat de autorități, în special în anii 50, pentru că Matthijs Teutsch nu accepta condiția esteticii ideologice. Dar, așa ori altfel, el a fost în fruntea mișcării artistice din Brașov, a creat acel sindicat după anul 46, și a fost cumva navigatorul în cadrul acestui grup și nu numai. Este și o lecție de prezentare a unei expoziții la un nivel extrem de elegant din punct de vedere estetic, a mai menționat directorul Muzeului Național de Arte. Atât piesele grafice, cât și sculptura și tot ce avem aici, pictură, sunt în ramate elegant, profesionist, nemai vorbind de modul de transportare al întregii expoziții cu lăzi speciale, izolate termic și așa mai departe. Deci este o colaborare care ne dă și nouă lecție de bună îngrijire a patrimoniului și, pe de altă parte, o lecție bună de prezentare este și muzeul nostru, pentru că muzeul nostru corespunde celor mai înalte standarde de expunere a unor asemenea opere. Este prima colaborare cu Muzeul de Artă din Brașov în baza unui acord cu Muzeul Național de Artă. Este foarte important acest schimb cultural. De aici, urmează ca aceste două muzee să aibă o strânsă colaborare de acum încolo, a menționat directorul Muzeului Național de Artă, Tudor Zbârnea. Ne bucurăm că am putut să aducem expoziția Hans Matthijs Teutsch sub semnul avangardei aici la Chișinău, ca să o vadă și cei de aici din Republica Moldova. Este un artist brașovean de vârf, unul dintre liderii grupului de artiști brașoveni din secolul 20 și ne bucurăm să putem să îi prezentăm creația în sălile Muzeului Național de Artă al Moldovei.
Tudor Stăvila a remarcat că Hans Matthys Deutsch este un nume foarte bine cunoscut în arta europeană și unul dintre cei mai mari pictori abstracționiști. Hans Matthys Deutsch a studiat în 1903 la Academia Bavareză de Arte frumoasă, împreună cu Moisei Kogan. Cei drept, Moisei Kogan a plecat de la studii din atelierul comun pentru Matthys Deutsch și Moisei Kogan, atelierul profesorului Wilhelm von Riemann. Are o estetică aparte, el a scris și cărți. Ideologia artei este ceva care a fost influențată direct de cărțile anterioare ale lui Vasile Kandinsky. Cu toate că el a fost într-adevăr singular și nu recunoaștea pe nimeni ca învățător. Abordările conceptuale și stilistice sunt reflectate fidel de sculptura lui Matthys Deutsch din această perioadă, de la sculpturi abstracte la nudurile stilizate de la începutul anilor 30. Dacă vrem să facem performanță, trebuie să fim pe aceeași lungime de unde sau să devenim vase comunicante cu tot ce înseamnă gândire occidentală, unde de fapt se și fac marile arte. Și nu în ultimul rând m-a impresionat și nu știam acest detaliu biografic că acest pictor-sculptor a fost și poet. Asta mi se pare de fapt o confirmare în plus că ceea ce face în arta plastică are o consistență și o patina unui poet al imaginii. Între anii 1950-1953 este exclus din viața expozițională din cauza refuzului de a se conforma dogmelor realismului socialist. În 1955 revine în viața expozițională, ocupă funcția de președinte al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Brașov. Începând cu sfârșitul anilor 60, mai multe expoziții retrospective și monografii restabilesc locul cuvenit creației sale în cadrul artei românești din secolul 20. A fost itinerată această expoziție în Ungaria, în Austria și de fiecare dată a fost un răspuns pozitiv din partea publicului. Provocarea cea mai mare este transportul efectiv al patrimoniului, este vorba despre lucrări originale pe care le putem transporta doar în condiții speciale de conservare și totul decurge destul de complex când e vorba de transportul de sculptură, grafică și pictură. În această perioadă, muzeul a vernisat o altă expoziție la fel de importantă, semnată de artistul Traian Mocanu. Expoziția este curatoriată de Maria Belașevski, fiica regretatului artist, care este un bun critic de artă în mediul artistic din România. Mi-e foarte greu să fiu ca un critic atunci când se află în fața lucrărilor, pentru că multe dintre ele le știu de când eram copil, le știu făcute în atelier și lăsate să aștepte zilele când vor veni pe simeză. Majoritatea, de fapt 90% din ce expunem la Chișinău, sunt lucrări care nu au circulat prin România. N-au circulat chiar și în estul Europei, au fost prezente pe simeze din Suedia, au fost prezente la Paris, câteva și la New York, dar în România nu a dorit să le expună, cel puțin până când nu ajungea la apogeul carierei, considerat a fi la o vârstă, probabil undeva la 70 de ani, dacă ar fi avut posibilitatea să ajungă. Așa încât am ales lucrările cu care este recunoscut de critica de artă, dar pe care publicul nu le știe foarte bine, lucrări care vin din trei cicluri puternice, din relicvarii, tainițe și dintr-o suflare, ultima expoziție, fiecare, într-adevăr, având o sămânță a credinței, pentru că e o credință atât în pictură, ca o profesiune, un dat al vieții sale, trăia pictura cu intensitate, în fiecare zi era în atelier, cu o disciplină de cel puțin 5 ore, iar toate aceste cicluri vorbesc într-adevăr despre o ființă credincioasă într-o credință universală a binelui și a frumosului, unde fiecare dintre noi cred că își găsește în pastă și în textură cel puțin o lucrare care să-i vibreze conform coordonatelor sale umane. Expoziția este impresionantă prin numărul de tablouri de dimensiuni mari, de o expresivitate și o eleganță rafinată, în mai multe serii.
Vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici, Florina Breazu, a precizat că artistul Traian Mocanu confirmă rezistența în timp a artei abstracte. Datorită relansării, într-un fel, a vieții artistice după această pandemie, ne bucurăm de prezența a operelor de artă a artiștilor români. Este un artist cu evidentă notă individuală, chiar dacă prezintă un limbaj care la prima vedere poate să fie complex și mai puțin deslușit, ar trebui să o percepem această operă prin filiera, pe de o parte rațională, pe de altă parte emoțională. Anumite atitudini față de subiect, față de culoare, față de spațiu plastic și atunci, fără a cere o conotație raportată la realitate, să filtrăm aceste imagini prin rațiunea noastră și să le percepem cu sufletul. Pictorul este recunoscut și apreciat în lume cu mai mult de 90 de expoziții în România și în străinătate. De-a lungul timpului, artistul a fost distins cu multe premii pentru activitatea sa, printre care amintim premiul pentru pictură și excelență în pictură, acordată de către Uniunea Artiștilor Plastici din România. Traian Mocanu, deliberat, ne orientează către echivoc. Este un artist care expune aici mai multe ciclu de lucrări, adică noi expunem un ciclu mai extins de lucrări. Din păcate nu a avut șansa să ajungă și el cu această expoziție la Chișinău. Este o expoziție comemorativă organizată în colaborare cu fiica artistului, cu Maria Bilașevski, o cunoscută deja în mediul artistic din România, dar și de la noi, ca fiind una dintre cele mai active critici de artă din România, care este și un cercetător foarte bun în domeniul artelor vizuale. Cu ea am gândit această expoziție la Muzeul Național de Artă din Chișinău și ne-am gândit să expunem în mare camp ceea ce a făcut Traian Mocanu în ultimii ani. În afara creației plastice, artistul a publicat și 7 volume de poezie, o reflectare în plan poetic a acelorași preocupări care îi orientează pictura. Traian Mocanu a optat pentru diverse mijloace de expresie atunci când a considerat că s-a epuizat o anumită idee în ceea ce a cercetat el o anumită perioadă, renunța definitiv și lua o altă tematică și o altă formă de exprimare. Și avem aici o serie de lucrări în stânga noastră, de elaborări aparent spontane, dar foarte bine controlate de artist. Modul de integrare a culorii pe suprafață, de raporturile cromatice și intensități care conferă o tensiune extraordinară în ceea ce face el. Este o expoziție care în fiecare lucrare ne trimite cu gândul la anumite subiecte, la anumite tematici pe care le-a abordat artistul și în mod sigur talentul și forța lui de artist ne atrage în lumea sa, ne invită să simțim oarecum ceea ce a simțit el în momentul creației. Dincolo de textura semnelor grafice care configurează dialogul cu vizibilul, lumina provoacă din interior explozia culorilor, ceea ce constituie modul sau de a se releva, lăsând urme, dar totodată de a nu se ascunde, scrie Paul Balahur în catalogul Grafică și Pictură, semnat de Traian Mocanu. Spre regret, Traian Mocanu nu mai este. Pentru mine a fost cumva neașteptat această plecare a dinsului. Nu cunosc prea multe, dar din ceea ce știu, dintotdeauna l-am știut ca un
artist serios, un poet și eseist și a făcut și note critice pentru colegi, din câte cunosc eu. Iar această expoziție este o mare surpriză pentru mine, îndeosebi câteva din lucrările de ultimii ani, 10-15 ani, și îndeosebi aceste, că stăm în fața unei lucrări care face parte din seria Relicvarii, această tehnică extraordinară, atât de, pe de o parte, foarte minimalistă, am putea zice, este sobră, culori sobre și foarte concret, o expresie nemaipomenită, aproape vine pictură și sculptură, pentru că materialul se ridică la nivel de relief, așa, pe suprafață, pe suport, și în același timp contrastele acestea, chiar am zis aici doamnei Belașevski că unele lucrări parcă vin din Rembrandt și chiar probabil de acolo vin, fiindcă tehnica aceasta a dus-o la extraordinar. Și dacă mărim detalii din pictura lui Rembrandt, m-a interesat foarte mult aceste efecte ale lui Rembrandt în picturile lui. Meșterii aurari a Evului Mediu făureau autentice capodopere din asemenea relicvarii, fantezia și devoțiunea creștină fiind puse în slujba logodnei printre religie și artă. Traian Mocanu a pornit de la nevoia identificării unui astfel de relicvarii păstrate cu grijă în propria noastră ființă, care trebuie mărturisită și altora. Ceilalți au posibilitatea să parcurgă calea spre miezul unui fruct simbolic al înțelepciunii, al purificării prin frumos. Biblioteca Onisifor Ghibu a organizat mai multe evenimente dedicate aniversării scriitorului Vladimir Beșleagă. Programul dedicat aniversării scriitorului și omului Vladimir Beșleagă a demarat cu un eveniment lansare a celor 30 de zile cu Vladimir Beșleagă. Scriitorul nonagenar Vladimir Beșleagă, 90 de ani de la naștere. Eu cred că a fost o șansă a destinului nostru să conviețuim, să fim contemporani cu câțiva oameni, cu câțiva scriitori cu care am contactat, cu care ne-am întreținut, am discutat, am ciocnit un pahar de vin, am discutat lucruri intime în viața noastră, care ne-au marcat. Unul dintre acești scriitori este fără îndoială Vladimir Beșleagă. Și eu mă bucur că am avut această șansă de a merge în aceeași luntre a timpului împreună cu maestru Vladimir Beșleagă. Vladimir Beșleagă se află în literatură de peste 60 de ani. A fost congener cu mulți scriitori din diverse generații, promoții. A venit cu altceva, cu o altă formulă în literatura noastră, mai ales în acea perioadă, anilor 60, scriitorii noștri sufereau de metaforită, erau foarte lirici. Și Vladimir, erau druțieni, boala se trage de la Ion Druță. Bine, dar Ion Druță este genial, cred eu, în multe privințe. Iată că de la Antipod putem spune că apare Vladimir Beșleagă, urmat și de alți scriitori, Serafim Saca, care nu mai druțianizează, nu mai liricizează, sunt scriitori
prozatori. În 1966 apare romanul Zbor frânt. Zbor frânt este primul nostru roman în care se vorbește altfel despre război. Tema războiului este tratată altfel, din punct de vedere psihologic, printr-o alternare a memoriei, a fluxului memoriei, ceea ce nu se făcea în epocă. Și în felul acesta, Zbor frânt, cu siguranță că a fost, poate alături de Singur în fața dragostei, povestea cu Cocoșul Roșu, poate și Vămile lui Serafim Saca, o victorie în numele literaturii. Vladimir Beșleagă este un tragic maratonist al literelor noastre, care tot aleargă de câteva decenii bune, dar nu spre a vesti victoria în cetate, ci pentru a da alarma. Am și eu aici un citat pe care l-a lăsat domnul Beșleagă la una din întâlnirile cu cititorii bibliotecii municipale. Dumnealui spunea așa: așa fiind, unde m-aș putea simți mai bine dacă nu în bibliotecă? Frecventând biblioteca de lângă casă, e vorba probabil de biblioteca Târgu Mureș, mă aflu în societatea celor mai luminoase minți ale lumii și omenirii. Alături de harnicile bibliotecare, din mic cum ești, devii nu un gigant, ci de necuprins, precum este cosmosul, întregul univers. Aceste cuvinte le spunea domnul Beșleagă în cadrul programului Chișinăul Citește în 2014, când am invitat chișinăuienii să citească Zbor frânt. Să știți că acel an a fost unul glorios pentru noi și pentru programul Chișinăul Citește, pentru că a adunat cititori, s-au întâmplat multe evenimente la care au participat elevi, studenți, scriitori, critici literari, care au vorbit nu doar despre cartea inclusă în acest program, dar și despre întreaga dumneavoastră operă. Mai mulți scriitori, dar și admiratori ai creației sale, au venit să-i mulțumească pentru cuvintele frumoase care i-au alinat sufletele. Despre Vladimir Beșleagă se poate vorbi în mai multe fișiere, ca să zic așa. Eu aș vorbi în unul mai mic, cu referință la proza în sale scurtă. Acest diapazon al lui Vladimir Beșleagă, care ține de volumele monumentale dedicate lui Miron Costin, unde, fraților, e muncă, fiți serioși, acolo e muncă, acolo chiar trebuie să știi să reziști în fața timpului și în fața istoriei. Și cealaltă carte de proză scurtă care se intitulează Hoții de apartamente. Ei bine, e pentru prima dată când spun ceea ce spun, în acea carte de povestiri, Hoții de apartamente, m-am găsit și pe mine ca personaj. Este extrem de ciudat să te găsești ca personaj, nu doar așa printr-o aluzie, dar să-ți fie indicat numele acolo, să fie indicată funcția pe care o ai, să fie spus clar unde și când ne-a întâlnit și despre ce este vorba. Și iată că am scris povestirea Castanul Roz, o povestire puțin mai mare decât a dumnealui și urmează să apară la editura Muzeului de Literatură, adică o editează muzeul, o carte valet, domn Beșleagă, de cum pot să spun, pentru că doamna Maria așa a anunțat evenimentul. Sunt cu 2 ani de zile mai mare, doar ca vârstă, decât Zbor frânt. Zbor frânt apărea în 66, eu sunt din 64. Vă imaginați o carte care are jumătate de veac plus 5 ani de zile, o carte care, bun, a fost tradusă în mai multe limbi, a avut mai multe ediții și o carte care a lucrat în profunzime în literatura română. Și când vorbesc de lucrat în literatura română, nu mă refer, bineînțeles, doar la literatura scrisă între Nistru și Prut. Ceea ce zicea Arcadi Suceveanu despre metabolizarea scriturilor celor câțiva importanți scritori de la noi, în cazul acestei cărți, acestui roman, chiar s-a întâmplat. Pentru că același Simuț cu
nefericită a lui Formul, dar foarte simpatică cumva, deci a cincea roată la căruță, face o excepție pentru câțiva autori și în cazul Zborului frânt, ca și în cazul Singur în fața dragoste, propune aceste cărți într-un fel de top al celor mai importante 100 de romane românești din toate timpurile. El este părintele meu spiritual, noi toți avem nevoie de el. Este o bibliotecă încorporată în acest creier, cu o memorie fenomenală la vârsta lui. Îi urăm la mulți ani, a menționat Mihaela Aperciun. Eu încă nici nu-mi dau seama de cât de mult, cât de important sunteți dumneavoastră pentru mine personal, pentru mine ființa asta mică care sunt Mihaela Aperciun. Eu încă nici nu-mi dau seama. Poate că peste ani o să înțeleg și atunci o să mă cutremur și o zic, Doamne Dumnezeule, mi-ai scos în cale un om care a știut să mă canalizeze corect. Fiindcă eu am doi oameni, doi bărbați, două personalități care m-au canalizat. Deci primul a fost Iulian Ciocan, care m-a ajutat să fac prima carte și în rest sunteți dumneavoastră. Un demers către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Demers prin prezentul Muzeul Național de Literatură Mihail Congălnicianu vine cu inițiativa de a declara anul 2021 în numele a două personalități notorii. În domeniul științei, anul Eugeniu Coșeru. Eugeniu Coșeru a fost filozof al limbajului, scriitor, profesor universitar, lingvist de notorietate internațională. În anul 2021 se vor împlini 100 de ani de la nașterea ilustrului cărturar, născut în nordul Basarabiei, comuna Mihăileni, județul Bălți. În domeniul culturii și literaturii, anul literar Vladimir Beșleagă. Vladimir Beșleagă este scriitor, publicist, om de cultură, deputat în primul parlament al Republicii Moldova. În anul 2021, ilustru scriitor născut în Transnistria, satul Mălăiești, raionul Dubăsari, va împlini 90 de ani de la naștere. Suntem pregătiți să prezentăm la solicitare note informative privind activitatea științifică și literară a personalităților propuse. Semnătura Maria Șlehtițchi. Maestre, am epatat cele 60 de minute care vor dura pe parcurs al 30 de zile și încă anii pe care vom trăi împreună, împreună cu cartea dumneavoastră, împreună cu dialogurile pe care le oferiți, cu aceste confesiuni, cu aceste deosebite replici pe care le aveți în buzunarul mic, iar pe final, cuvântul nu știu care poate fi. Îl spuneți pe finalul acestei zile, acestui început de eveniment. Vă rog. Coșeriu a avut atâta sete de cunoștință și de viață, când în anii lui de școală spunea că eu am să ajung să-i învăț carte pe nemți. Ați văzut ce copil precoce, ce scop și-a pus el în viață. Că eu am să ajung să-i învăț carte pe nemți. Și iată, aflându-mă la Tübingen, dar la Tübingen a făcut studii Goethe, Herder și alți mari germani savanți. Am mers pe dalele roase, pragurile roase pe unde au mers ei, acești oameni mari, acolo Coșeriu. Și am avut ocazie să stau într-un auditoriu mic, să asist în timp ce Coșeriu ținea o prelegere pentru 8 sau 10 studenți aspiranți de la Facultatea de Românistică, nu romanistică, dar românistică, cei care se specializau în literatură, în limba română. Deci am fost cu ochii mei, cu urechile mele să aud, că eu prind ce știu ceva germană, scump le predă Coșeriu nemților, ceea ce el și-a propus încă în copilărie. Bun, aici închei. Așa aș dori ca oficialitățile noastre să nu uite că este anul Coșeriu și să scape de diferite manifestări. Ar trebui să facă lucruri foarte frumoase.